Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi avem probleme aici în țară. Am văzut acest titlu, nu mi-este din cap, aseară l-am văzut. Benzina a coborât sub 8 lei litrul pentru prima dată în ultimele două luni. Băi, am văzut acest titlu, dar și m-am întrebat unde, la second hand. Numai la benzinărie. Era o rușine azi dimineața să alimentez, ceva de speriat. Cum să alimentez sub? E bine, era 8 și 17 unde am alimentat eu. Dar asta e înainte sau după reducere? Dar unde alimentezi, tati, tu? Păi mă alimentez oriunde. Am căutat ca să nu alimentez, cum zice Vlad, sub 8 lei, ai nebunit. Da. Păi, vorba aia, ce ne alimentăm ca săracii? Da. Sub 8 lei. Prețul e afișat în continuare cu 50 de bani în plus. Păi, atunci dar când te duci și plătești, era 8,67 afișat. A, așa zic. A, ok. Da, și m-am dus mândru de mine, zic, mamă, e mai scump. Da, și la casă mi-a dat reducere. E afișat la pompă, dar... Peste tot. Pe tot. Nu e adevărat. Ba da, era, e afișat 8,67. Cât e la pompă, e afișat... Băi, nu. Aici, pe drumul național de bogați, DN1, scrie 8 lei și 13 bani. Am verificat în dimineața asta, m-am uitat special, pentru că voiam să văd dacă e sub 8 lei. Așa. 8 lei și 13 bani benzina de 95, asta ar însemna că dacă se pune și reducerea de 50 de bani, care sunt 50 de bani, atunci ar fi benzina cât? 7 lei și cât e Luca? Da, nu se pune problema. Deci, da. 7 lei și 68, dar nu. Dar nu. E prețul pe totem și la mine, pe Barbu Văcărescu, 8,04 lei era trecut, deci nu e 7,54 real. Deci 8,04, când te duci la pompă e 8,54, tu te intrigi. Da, și te duci și ai surpriză la casă. Vreți să juri pe roșu sau cum să facem? Deci cu cât ai alimentat tu? 8,17. Și cât era scris pe totem? 8,67. Deci e scris și pe pompă, și la pompă și sus e 8,67. Nu te mai duci acolo. Da. Oamenii nu sunt am plătit 8 și 17 pe nebunie. Da, nu te țin în tensiune. Da, vezi? E caz de confuzie. Dar și ce bucurie am simțit în suflet când mi-a dat 10-14 lei. N-ai mai alimentat de când e asta cu 50 de bani? Ba da. N-ai fost atent. Cum să te mai bucur? Că deja e... Haideți, bă, deci oamenii așteaptă toți cei... 5 ascultători care la ora asta sunt pe recepție. Nu sunt 5, uite, ne dau mesaje pe WhatsApp. Dați-ne mesaje pe WhatsApp că ne ascultați, ca să arătăm lui Vlad. Săracii de ei. Nu sunteți în vacanță, săracii de voi. Cum deci fiți atenți. Deci toată lumea... banii ăștia ne auzi că nu se mai ce lumea în Maramureș de scumpă ce e benzina. Mamă, câți ascultători avem. Stai că vin mesaje și la mine pe WhatsApp. Vă rog frumos, lăsați. Oamenii așteaptă să afle unde este benzina sub 8 lei. Pentru că asta este știrea. Benzina a coborât sub 8 lei. Citez din ziare.com. Benzina poate fi cumpărată cu un preț mai mic de 8 lei per litru pentru prima dată în ultimele două luni într-o singură stație deocamdată în capitală. Cea Petrom de pe strada Dr. Herescu Petre. Unde e domnul ăsta? Lângă Cotroceni, că am verificat. Deci la Palatul Cotroceni, ca să-i fac o bucurie. Când trece domnul președinte, merge, funcționează reducerea. Funcționează, domnul președinte. Ia uitați-vă. Auzi, eu cred că la benzinăria la benzinăria de la Cotroceni de zici tu, la cât de lent merg lucrurile acolo, cred că n-au mai apucat să o scumpească. Da. E de fapt ieftină de atunci. Poate așa. Ultima dată, dar mi-imaginez scena, știi? Cum se duce el la serviciu dânsul după ce vine de la schi sau de unde vine, din drumeții sau ceva. Pantaloni albi lejer cu niște sandale în picioare. Această curiozitate. Și în fiecare dimineață tot încearcă să-i spună șoferului să încetinească un pic. Și n-apucă. Până să-i zică încetinește costele. Miau, mino, nino. Iar n-am văzut. Deci de asta s-a dat știre, că poate apare la revista presă în dimineața asta, pac pe birou, domnul președinte, v-am adus revista presă, uite, domnule, că s-a ieftinit. Chiar aici, lângă Matale, e mai ieftin. Ultima dată când șoferii români au cumpărat benzină cu un preț mai mic de 8 lei a fost pe 17 mai, când câteva stații Lukoil mai practicau un preț de 7 lei și 99 de bani, scrie publicația profit.ro. Bă, ce vrem, rău, vă amintiți când era litru de benzină sub 8 lei? Ai nebunit? Mamă, nene, și nu știa să ne bucurăm. Da. Uite, 8,05 Petrom, pe totem, vin tot soiul de... Da, păi sunt unele stații, asta este problema. Unele stații afișează pe totem fără reducere, alte stații cu reducere. În Finlanda, benzina e 2,50 euro. Asta da, ca să-mi știu. Uite. Bine, da, voi și meritați în Finlanda, mă. Recordul e la Băicoi, la Petrom, 8 lei. A venit mesaj acum, 8 fix. Îmi pare rău, la Cotroceni 7,99. Ne ascultă lumea, stai că ne spunea cineva, sunt în concediu, Tasos. Dar tot vă ascult cu drag. Bă, deci a plecat lumea în concediu. Da, nu, deci este super deprimant. Vă rog frumos, deci când intrați azi în direct sau când trimiteți mesaj, nu mai ziceți că sunteți în vacanță, că acum două zile am luat telefonul și am avut greșeala asta, să întrebăm. Și
Jumate erați în concediu și noi stăm aici. Uite, s-a ieftinit cu de adevărat benzina, ne spune Lilian. E 2,82 lei la Riad. La izvor. Ha, la Riad. Ce-i la izvor, mă? La izvorul benzinei. A, la izvorul benzinei. La izvor. La izvoare. Da. Elveția, 2,4-2,6 euro. Euro. Da. Bine, deci s-a ieftinit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.